Sute de oameni, printre care rude, prieteni, colegi și elevi, au venit la cimitirul central din strada Armenească să și-a rămas bun de la scriitorul Simion Ghimpu. Pe fundalul ceremoniei de mormântare au răsunat versuri scrise de el. Soarta scriitorului și compozitorului Simion Ghimpu este o nouă lovitură pentru cultura națională. Colegii de breaslă își amintesc cu drag de el. Simion Ghimpu a fost sufletul generației lor, spun ei. A fost formată o echipă, Targhi-Cioc. Asta înseamnă Tarlapan, Ghimpu, Ciocanu. Și am avut, nu zic suta, dar foarte multe zeci de întâlniri prin școli, prin sate, casă de cultură. El cucerea săli întregi. Era un poet care știa să țină în mâini auditoriul. Natura lui era extraordinar de entuziast și larg la suflet. Ne căra acasă la dânsul, ne duceam tot o generație întreagă, Loteanu, Gagi, Ungureanu, Cimpoi, Cărare, toată generația aceea noastră frumoasă, artiști mari care eram acolo, ne primea pe toți în casa cei mari, mama lui foarte bună. El ar fi luat toată lumea în casa cei mari. Nu ai dormit, te-ai zbuciumat, o viață, te-ai chinuit ultimele zile. Acum ai posibilitatea să dormi și te odihnești. În viața mea, sau de la 4 lumeri, de azi înainte voi depune 5. E bine să fii mezin, ar cine te ajuta. Ai învățat multe, dar vine timpul când e foarte greu. Simion Ghimpu s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, după o boală grea. El a semnat 10 cărți de poezie, fiind autorul la peste 100 de cântece.